Sportivii, a căror viață se împarte între antrenamentele istovitoare, competiții și performanțe, sunt printre cele mai cunoscute persoane din lume și este firesc că oamenii vor să-i vadă și să-i cunoască mai bine. De aceea, majoritatea posturilor de televiziune și de radio, dar și ziarele, revistele și site-urile de știri, au rubrici dedicate sportului și reporteri specializați în domeniu, care transmit informații de la cele mai importante evenimente sportive la nivel local și mondial. Cunoscutul publicist și comentator sportiv Efim Josanu de la Postul Public Moldova 1 spune că jurnalismul sportiv este un domeniu în care se cere multă pricepere, iar jurnalistul sportiv trebuie să cunoască, măcar la un nivel elementar, genurile de sport. Fotbalul, boxul, tenisul, hockeyul sau handbalul. Nu oricine poate relata de la un meci de fotbal sau de rugby, este convins Efim Josanu, întrucât multe din ceea ce se întâmplă pe teren reclamă cunoașterea. Jurnalismul sportiv este un jurnalism specializat. Deci trebuie să cunoști nu pur și simplu multe detalii, multe statistici, dar dacă nu ai stofă de jurnalist universal, nu ai șanse să reușești în domeniul specializat. Pentru că sunt atâtea și atâtea nuanțe pe care trebuie să le cunoști și dacă nu le cunoști, pășești pe segmentul ridicolului. Eu aș pune în prim plan cultura generală, vastitatea cunoștințelor, nu doar în domeniul sportului, ci într-un domeniu general, trebuie să faci referiri și la literatură și la pictură și la tot ce îți dorești. Principiile jurnalismului sportiv sunt identice cu cele ale jurnalismului clasic. Obiectivitate, imparțialitate, corectitudine. Reporterul trebuie să prezinte opiniile a cel puțin două surse diferite și să răspundă la întrebările de bază într-o știre. Cine, ce, unde, când, cum. Materialele sportive au un stil și limbaj specific, însă și în cazul acestora, jurnaliștii trebuie să scrie pe înțelesul tuturor. Mihai Burciu, jurnalist sportiv la Postul de televiziune Moldova Sport, este de părere că reporterilor din Moldova le lipsește tocmai stăpânirea limbajului specific. În special lipsește terminologia din vocabularul jurnaliștilor din Republica Moldova, o terminologie a sportului clasată pe toate ramurile sportive. În Republica Moldova toți știu fotbal și practic puțin pe lângă alte genuri de sport, dar lumea sportului, pentru a te defini un jurnalist sportiv, trebuie să posezi terminologia și regulamentele tuturor ramurilor sportive sau cel puțin a celor mai tradiționale și a ramurilor sportive care sunt practicate profesionist în Republica Moldova, pentru că ești pe teritoriul la care tu scrii și ești jurnalist. Dacă în cazul ziarelor sau al radioului, materialele de la evenimentele sportive pot fi realizate relativ mai ușor, uneori pentru o știre de televiziune de circa 2 minute, se poate filma o oră sau chiar jumătate de zi. Este cazul meciurilor de fotbal, bunoară. La toate acestea se adaugă și timpul necesar interviurilor, scrierii și montării materialului. Un gen aparte al jurnalismului sportiv este comentariul. Vocile care ne relatează informații, de regulă indirect, din miezul jocurilor olimpice, ale campionatelor europene de fotbal sau de patinaj artistic. În sport este atât de individual și să știți că dacă există un gen al scrisului și al televiziunii, cel mai greu este genul sportiv. Pentru că trebuie să ai reacție, trebuie să știi când să reacționezi și trebuie să pui accentele acolo unde se cer. Pentru jurnaliștii sportivi sunt importante sursele, cu care bunele relații se construiesc de-a lungul unor ani buni de activitate. Totuși, jurnaliștii sportivi nu trebuie să se lase influențați de eroii materialelor pe care le fac. Jurnalismul sportiv implică o muncă dificilă și solicitantă pentru a face față termenului limită, deseori și în weekend. Jurnaliștii sportivi recunosc, pentru a deveni un bun profesionist, trebuie să iubești ceea ce faci. Această meserie are și unele avantaje, căci jurnalistul sportiv călătorește prin toată lumea. Vede pe viu cele mai importante evenimente sportive, numele său apare în ziare sau este auzit la radio sau la televizor, el fiind și remunerat pentru acest privilegiu.